din Măgina cultivă bostani uriași, dar și cartofi de o jumătate de kilogram bucata sau sfeclă de 5 kg. Anul acesta a bătut recordul în materie de superbostani. A recoltat un dovleac de aproximativ 50 de kg. Săteanul are un îngrășământ aparte care priește de minune bostanilor. Spune că an de an a recoltat dovleci imenși, dar niciodată nu a făcut public acest lucru. Ați mai avut așa mare? Nu am avut niciodată așa mare, dar anul s-au fost plantați într-un loc special. Unde? la fost a fostul CAP Măgina, unde se duce borhotul de la țuică. Acolo vin ceva vitamine speciale. A, deci de la borhotul de la țuică da, cresc așa, așa mari. Exact, numai acolo se face așa ceva. Săteanul cultiva Bostan pe 10 ani, teren îngrășat, an de an, cu borhotul ce curge de la cazanul de țuică amplasat în spatele suprafeței de teren. Pe ce suprafață cultivă? suprafață de 10 ani. Și am cât, cât recoltați așa pe an? recoltăm în jurul lui 3 tone, 2 tone jumate. Aha, două tone și mai, păi pe ce faceți, cu, ce faceți cu păi Am vândut foarte mult, am avut comenzi și acum avem încă și mai avem sus la fermă și vindem la oameni din ăștia care că sunt natural, n-au îngrășăminte chimice, n-au nimic. Asemenea dovleci nu mai are nimeni în sat, fapt pentru care vecinii îl invidiază pe Remus Hagea. Au vecinii mei și nu li s-au făcut și sunt invidioși, au la 5 metri de mine peste gard. Păi și cu de ce Ce zic? Păi zice, cum dracul la tine crește la noi nu? Uriașul Bostan nu are viață lungă. Mâine o să invit mai mulți cetățeni și prieteni și îl mazilim. Băgăm barda în el și îl feliem. Și fiecare ia o felie. Duminică de la ora 14, în cadrul emisiunii Agricultura în județ, puteți urmări un amplu reportaj cu simpaticul agricultor de profesie inginer mecanic.